Am extras o carte care să dea energie acestei etalări și a ieșit rege de spade. Dacă sunteți într-o fază de conflict de natură comunicațională cu cineva, poate că e vorba de iubire, poate că e vorba de un conflict la serviciu, s-au spus niște vorbe, s-au aruncat niște energii acolo, cineva a fost cam aspru în critici, în judecăți, în cuvinte. Hai să vedem, poate ar fi o etalare pentru voi, evident pentru unii. Nu știu despre ce este vorba, așa că am să extrag trei cărți, așa cum vine, să vedem în completarea regelui de spade despre ce este vorba, cine a spus, ce a spus, de ce a spus și s-au spus acolo vorbe mari. În primul rând, la originea acestui conflict e posibil să fi fost o minciună, o trădare, o greșeală. Este cartea hoțului de multe ori, a omului care fuge de răspundere. Poate s-o fi spus ceva aici, dar nu a existat o discuție explicativă după. Este ceea ce se numește în zona asta a iubirii ghosting. Cineva a spus, a lovit și tulio, nu se mai uită înapoi. V-a lăsat în zona asta de dubiu, de nu mai înțelegeți nimic. Repet, poate fi vorba de iubire, poate fi vorba de afaceri, poate fi vorba de familie, poate fi vorba de orice în care vorbele astea s-au spus, dar respectivul n-a avut și puterea de a veni să dea explicații, să repare, de ce nu. Și la voi a rămas lupta, conflictul mental, oare de ce? De, merit eu lucrul ăsta? Persoana cu pricina a cam lovit și a plecat. Următoarea carte care a ieșit este Faetonul întors. Acest rege mincinos, jucăuș, care a spus ce a spus, cam jucat pe două fronturi. Minciună. Dacă vă uitați bine, este un om care conduce un car tras de doi cai. Nu cumva persoana cu pricina aia care a făcut ghosting și a fugit în lume, juca deja pe două fronturi, cânta deja la două piane. Posibil asta să fi fost o joacă, o aventură, o cucerire. Da, este și o carte a cuceritorului. V-a cucerit, v-a zăpăcit, a venit cu vorbe mari, vorbe, multe vorbe, prea multe spade aici. S-au spus multe promisiuni mărețe și pe semne că ați avut încredere. Cum să n-ai încredere într-un rege de spade care pare om serios prin ceea ce spune, dar acest faeton pare să se fi jucat cu vorbele, cu promisiunile. Și iată, ultima carte care a ieșit este un as de bâte, foc. Cineva arde într-un astfel de moment. După tot ce s-a spus, s-au prins acolo niște flăcări. Probabil tot ce ați aflat după sau ce urmează să aflați din povestea asta, după ce respectivul a fugit și a dispărut ușor așa ca măgarul în ceață, fără să mai dea nicio explicație, a lăsat foc și pară în spate, încât voi sunteți într-o fază de asta de ardere internă, de pasiune, da, nu neapărat una fericită, nu prea văd eu că e dragoste de aia și dor și jale aici. Așa că am mai tras două cărți, care ne bagă și mai tare în ceață. A ieșit Marea Preoteasă întoarsă. Voi cei care ați rămas în urma acestui fugar, ați cam rămas cu inima îndoită, cu multe îndoieli, cu alte cuvinte. Nu înțelegeți această mare preoteasă, deși intuiția vă spune multe, ai grijă că, uite, omul ăsta avea două fețe. Este și o carte a secretelor, emoțiilor ascunse. Nu vreți să acceptați, parcă, această joacă. Poate că s-a și soldat cu lucruri serioase, promisiuni, căsătorie, logon, mutat împreună, investiții de sentimente, dacă nu și mai mult de atât. E clar că cel care a rămas în urmă, cea care a rămas în urmă, arde, da, arde de furie, arde de emoții, arde poate și de dor, de ce nu? Pentru că iată, a ieșit și această carte care este o carte a dorului, da, a regretelor, a amintirilor, dacă ar fi fost așa, dar au rămas emoțiile alea negative, amintirile alea a devenit obsesie. Persoana cu pricina, care normal că nu primește explicații, rămâne un pitic pe creier acolo care ne bate la cap, asta este, de-aia arde cel care a rămas în urmă, că a rămas cu multe semne de întrebare, inclusiv această carte
E o carte a necunoscutului. Aceste multiple întrebări, de ce a făcut-o, de ce s-a jucat, de ce a plecat, de ce a venit, toate întrebările cu de ce vă chinuie într-un astfel de moment. Și de aia nu-l puteți uita. Este o carte a neuitării. Neuitare, patimă, că normal când te lasă cineva cu ochii în soare, cât regret o fi și câtă iubire o mai fi și cât dor o fi, totodată ceva vă arde, parcă vă vine să puneți mâna pe bâta asta și să acționați un pic de răzbunare acolo, un pic de lovitură înapoi, lovitură de grație. Dar cui să-i mai dați lovitură de grație dacă respectivul deja a fugit și nu a mai dat niciun semn de viață? Încât despre ghosting vorbim aici. Nu cred că mai aveți ce aștepta. Decât dacă vine, vine cu aceleași mari semne de întrebare. Marea preoteasă, da, poate vă zăpăcește din nou, poate vă aprinde din nou, poate fi șansa a doua pe care o oferiți acestui om, din dragoste, probabil, aveți acolo niște doruri, dar dacă vine, oare nu cumva vine cu același joc, oare nu cumva vine cu același joc la dublu, de fapt, și nu cumva vine cu aceeași energie a vorbelor foarte aspră, care s-ar putea să vă rănească. Sigur că această carte poate fi interpretată în două feluri. 1. Dați șansa și îi mai oferiți, dacă vine persoana cu pricina, îi mai dați o șansă să-și dea explicațiile de rigoare. Dar dacă nu vine să dea explicațiile, tare mi-e teamă că veți sta multă vreme într-o zonă de asta de confuzie, de derută, de neiertare, neuitare, de obsesie, care se poate transforma și în furie. Și în suferință, și în resentimente. Deci de voi depinde cum alimentați această amintire.